În acest documentar al serialului nostru despre nedreptățile din țara noastră, ne vom îndrepta atenția asupra a unui lucru inedit întâlnit în țara noastră. Amenințarea oamenilor politici de la putere asupra unor posturi TV pentru a cenzura anumite informații. Este cazul fostului deputat PDL, Dumitru Puzdrea, care a amenințat pe cei de la trustul OTV că le închide postul dacă nu interzice apariția unei anumite persoane pe post. Despre cine este vorba, aflați în minutele următoare urmărind acest episod. La sfârșitul anilor 1990, Puzdrea se asociază cu domnul Năstase Cătălin, cetățean român de etnie irachiană. De ce asta? Pentru a-i aduce mai mulți clienți la complexul patronat de el, complexul Flora. Urmăriți pe parcursul episodului imagini din emisiuni de la DDTV și OTV din anii 2008-2009. Puzdrea îl alungă din firmă în septembrie 2007 pe acest domn Năstase, furându-i peste 1.200.000 de euro. Acesta, din urmă, intentează procese peste procese, știindu-se furat. Probabil v-ați dat seama că persoana pe care Puzdrea nu o dorea să apară pe post la OTV, să cenzureze apariția sa, era fostul său asociat pe care l-a furat, adică domnul Năstase Cătălin. Deci, domnul Năstase a fost furat de domnul deputat Puzdrea Dumitru, fără nici cea mai mică jenă. Știindu-se că beneficiază de imunitatea de parlamentar, precum și de relațiile și prieteniile făcute în Parlament, Puzdrea se simțea invincibil în fața judecătorilor. Cu banii acumulați prin furt, prin ilegalități și excrocherii, Puzdrea a plătit, a mituit mai bine spus, pe toți judecătorii care anchetau și judecau procesele pe rol împotriva domnului Năstase. Așa a procedat și cu doamna judecător Virginia Duminică și doamna expert Toporan Gabriela. La acești judecători mituiți de domnul Puzdrea se mai adaugă polițiști, judecători și procurori care au anchetat atât procesele cu domnul Năstase, dar nu numai. Menționăm că acest domn Puzdrea a fost deputat de PDL și de PRM, a fost chemat în instanță de mai mulți parteneri de afaceri pe care i-a furat, i-a excrocat, dar acum stă bine mersi acasă, câștigând sau amânând toate procesele. Dintre polițiștii mituiți de domnul Puzdrea, amintim pe Bulearcă Alexandru, Matei Alexandru, Voicu Mihail, Emanuel Secu, mai toți avocații părții adverse, adică a domnului Năstase Cătălin, au fost cumpărați rând pe rând de acest domn Puzdrea. Amintim aici pe Preda Dan, Liviu Trandafirescu, Mariana Bichescu, Gabriela și Ion Vulpoi și lista poate continua. Și prin urmare, văzând domnul Năstase că totul în justiția română este putred, că domnii de la putere sunt de neatins, adică domnul deputat Puzdrea mituia pe toată lumea să câștige în instanță, astfel domnul Năstase s-a adresat posturilor TV pentru a-și susține cauza și a prezenta cazul tuturor românilor. Domnul Năstase spera astfel că, prin intermediul televiziunii, să sensibilizeze justiția să-și facă bine și corect treaba. Deci, domnul Năstase a fost înlăturat de la Flora, furându-i-se peste 1.200.000 de euro în septembrie 2007. Apoi, după ce a recurs la toate căile de atac din justiție, fără niciun rezultat în fața corupției din sistemul justițiar din România, s-a adresat televiziunilor, începând cu toamna lui 2007. Amintim aici că povestea procesului său a fost expusă chiar și în Parlament de domnul președinte al PRM, Corneliu Vadim Tudor, dar fără niciun rezultat. Domnul președinte Vadim, uitați aici, da? A ridicat problema mea în Senat. Uitați, declarație politică incendiară în Senat. Asta de problema mea, puteți să citiți. Și cum a fost și domnul Vadim amenințat de Buzră. Uitați, citiți-vă, rog. Da. Deci, Buzră a trimis oameni ca să facă ceva cu domnul Vadim, că Extraordinar. de ce domnul Vadim stă cu dreptate? Sau de ce domnul Vadim... Imaginați cum a spus și Da, uitați, citiți, vă colegul rog frumos. nostru. Acesta este cuvântul, pentru că România nu este stat părăcrin, și eu sunt năprasnic cu cei care m-au dezamăgit, cu cei care mi-au înșelat așteptările. Să-și bage mințile în cap
Dar Ulstrea este drum greșit. Și dacă el crede că merge cu stilul ăsta de viață, de a mitui cu o mână și de a teroriza cu alta, înseamnă că nu pricepe că în țara asta mai sunt și forțe raționale și justițiale. Rămăsese un ultim lucru la care putea apela, deci, domnul Năstase, și anume televiziunea. În urma studierii cazului, două sunt televiziunile care acceptă să prezinte cazul Flora. Este vorba despre DDTV și OTV. La acestea se mai adaugă știri prezentate de ProTV, Prima și Antena 1. Primii reporteri de anchetează cazul sunt Doru Iuga și Sofi Matei, care rând pe rând, în emisiuni maraton, în mai multe ediții, discută și prezintă nedreptățile ce i s-au făcut domnului Năstase. Rând pe rând au venit oameni de seamă, politicieni, scriitori, doctori, care cunoșteau cazul și l-au susținut în direct pe domnul Năstase în emisiunile televizate. Vizionați aceste secvențe în continuare. Problema este că acest lucru datează de foarte multă vreme. Eu, pe vremuri, am fost consilier în administrația publică locală și știu, practic, am toate șmecherile care se făceau în administrația publică locală, pentru că eram și la primărie, la Comisia pentru Privatizare și Comerț. Primul care l-a primit pe domnul Năstase într-o emisiune TV a fost Doru Iuga, în emisiunea sa de la DDTV exclusiv. În aceste emisiuni, domnul Năstase a explicat toată povestea în care a fost furat de domnul Puzdrea, cum Puzdrea a furat și a delapidat statul cu milioane de euro. A urmat apoi o emisiune la OTV, când domnul Năstase a fost invitatul domnului Dan Diaconescu, în emisiunea sa Dan Diaconescu Direct. În această emisiune s-a discutat telefonic chiar cu foștii bodyguards al lui Puzdrea, cei cărora Puzdrea le-a propus să ia viața domnului Năstase Cătălin. Urmăriți un scurt fragment din această emisiune din toamna lui 2007. Invitatul dumneavoastră, domnul Năstase, da, dacă am înțeles bine, are perfectă dreptate în tot ceea ce a spus. Bun, dar dumneavoastră acum mai sunteți bodyguard la acea persoană? Că asta îl întrebam. Nu mai suntem, domnul Dan Diaconescu, da, pentru că și pe mine, și pe verii mei care i-am adus tot eu la dânsul, da, ne-a tratat ca pe niște oameni de nimic, ca să spun așa. Am înțeles. În sensul că ne-a folosit... Și v-a dat comanda asta, într-adevăr, să-l omorâți pe invitat? Da. A urmat apoi emisiuni la DDTV, a căror moderatori a fost Sofi Matei, în care rând pe rând a venit să susțină cele afirmate de domnul Năstase, mai mulți reporteri ai OTV, ce au studiat cazul. Unul dintre aceștia a fost același Doru Iuga. Urmăriți ce declara într-o emisiune de la OTV moderată de Elia Mariana, să trăiți bine. Sunt primul ziarist care am avut curajul, nu? Sunt primul, domnul, da, domnul, da, Năstase, sunt primul ziarist care am avut curajul să pun acest subiect pe ordinea de zi a unei emisiuni. Am fost și eu amenințat la rândul meu și eu am primit presiuni, ca de obicei cum se face în presă, că venim să ne întâlnim, să bem o cafea, să... așa mai departe. Alt reporter OTV ce au studiat cazul hoțiilor făcute de Puzdrea a fost Nicos Cudunis. Acesta a fost la fața locului, adică la complexul Flora, atunci când domnul Năstase, împreună cu asociații săi, a dorit să intre în complex, să-și ia lucrurile lor, ce mai erau în magazile restaurantelor închiriate de la Flora, lucruri în valoare de peste 100.000 de euro. Atunci acolo, în acea zi, erau la fața locului și alte televiziuni ca ProTV, Prima și Antena 1. Cei de la Sanepid trebuiau să vină să facă un control la acele restaurante, dar domnul Năstase, ca și chiriaș ce a fost dat afară, abuziv, fără niciun temei, nu a fost primit în complex. Și totul la ordinul lui Puzdrea. Reporterul Nicos Cudunis discută cu șeful Sanepid, șeful inspectorilor de la Sanepid, să ceară informații. Și când colo, de unde ieșea acest domn de la Sanepid? Ghiciți de unde? Chiar din sediul de protocol al lui Puzdrea. Așa cum vedeți și în imaginile următoare.
Da, sindeții în interiorul clădirii, am vorbit, suntem de la presa, eu sunt Nicos de la OTV, alături de mine și colegii mei de la ProTV și de la Casa TV. Am cerut oficial pe cineva să iasă, dacă se poate, să ne dea niște declarații, să nu stăm ca fraierii la 40 de grade afară. Puteți să ne respectați pe noi și să ieșiți și să ne dați o declarație? Nu, declarație și toate datele care dumneavoastră le cereți, o să vă adresați pe direcție sanitare veterinare. Am înțeles. Conducere unității respectiv, directorului executiv și biroului de presă, purtător de spune de la Direcția Sanitară Veterinară, municipiul București. Am înțeles. La mine, da. Deocamdată, domnul... Nicos, da? Nicos, domnul Nicos. Așa, deocamdată nu putem pune dar nimic, nu facem așa, adică verificăm niște alte documente din 2007 de probleme sanitar veterinare și siguranță alimentară. Aveți mare dreptate, problema este... Mă auziți? Da, aveți mare dreptate. Problema este că noi stăteam pe partea cealaltă acolo. Dumneavoastră ați venit aici pe partea cealaltă. Eu vă văd pe dumneavoastră, ce stă la birou. Am înțeles. A, ne vedeți, da? Uitați. Bun, a, să trăiți. Mă bucur că vă văd. O întrebare, pentru că o întrebare vreau, atât vreau. Problema, nu filmam, nu nimic. Și, surpriză, domnul doctor era chiar în biroul lui Puzdrea, care îi dădea indicații cum se scape în acest dosar de domnul Năstase Cătălin. În emisiunea sale de la DDTV au fost sunați rând pe rând atât însuși domnul Puzdrea, cât și administratorul complexului Iordache Stelian, precum și polițiștii ce l-au ajutat pe Puzdrea. Este vorba de Alexandru Matei. Domnul Iordache, da? Sunteți în direct, bună dimineața! Ce rămâna! Vă ascultăm. Ce aveți de zis la toate acestea? Sau n-ați fost atent? Dar de fapt știți despre ce este vorba. Știu de ce este vorba. V-am spus și rândul trecut. Domnul Năstase aici spune că toate sunt false. Cine este vinovat, hotărârea va lua instanța. Eu, ca administrator, v-am spus, nu pot să iau o hotărâre singur fără Consiliul de Administrație al Societății. În afară de asta, ce v-am spus, nu este un proces pe rol, care la vremea când s-a va judeca... Dar noi am câștigat procesul. Noi am câștigat procesul. Vreau să vă spun următorul lucru. Domnul Cătălin va primi un răspuns de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, în care îi se va explica dacă a fost săvârșită vreo infracțiune sau nu. Și cu asta basta, n-am ce să discut mai mult. Și nici după un an și jumătate de la această emisiune nu s-a primit niciun răspuns. A urmat apoi emisiunea anchetată de Elia Mariana, cu invitat de marcă, ca parlamentarul Marius Marinescu, avocații Mariana Bichescu, ziariștii Ovidiu Ohanesian, Ahmed Jaber, care rând pe rând i-au luat apărarea domnului Năstase Cătălin. Văzând că foarte mulți oameni îl susțin pe Năstase Cătălin, că a fost lansată o adevărată campanie media împotriva sa, Puzdrea nu a dorit niciodată să comenteze, să intre în direct la TV sau să vină invitat. Dar cum procedează domnul Puzdrea? Le trimite celor de la OTV și DDTV o citație prin care le cere să interzică apariția pe post la OTV și DDTV a domnului Năstase Cătălin. Și ce se întâmplă? Niciun realizator nu ia în seamă de această hârtie și își continuă să realizeze emisiuni pe această temă, în care era invitat chiar însuși Năstase Cătălin. Urmăriți secvențe dintr-o astfel de emisiune din anul 2008. Adevărat, sunt realitații care s-au întâmplat. Eu am trăit prin propria mea experiență ce s-a întâmplat acolo. Eu în 4 ani n-am avut problemă cu mașina. Într-o săptămână am avut trei cu mașina. Dar bine, poate fi o coincidență. Se întâmplă coincidența. A doua coincidență este grecule, te trimitem noi în țara. La un moment dat n-ai plecat până acum, o să te trimitem noi în țara. Ai primit telefon? Bineînțeles, telefoane care au fost și în cealaltă posturi de televiziune, nu numai OTV. Urma emisiunilor. Casa TV, Pro TV, colegii noștri au fost acolo, au filmat aceste amenințări. Ia să vedem, domnul Jaber, dumneavoastră ați fost amenințat? Eu personal am fost... Că și dumneavoastră ați făcut emisiuni cu domnul Năstase. Eu trei cui în roata lui a fost datorată emisiunii mele Fără Frontiere de la DDTV. Văzând atunci că nimeni nu ia în seamă această hârtie, domnul Puzdrea se adresează direct directorului OTV Diana Voiculescu. Și cu ajutorul anumitor cadouri substanțiale, reușește să interzică apariția pe post a lui Năstase Cătălin
în decembrie 2009. Mai mult, domnul Puzlea plătește să apară ca invitat în emisiunea Să trăiți bine, moderată de Lia Mariana, și să răspundă cică acuzațiilor. Dar cum a reușit domnul fost parlamentar să cenzureze apariția lui Năstase Cătălin la OTV, vă spunem imediat. Dumitru Puzrea este prieten bun cu Dorin Cocoș, cel care l-a îndrumat să plătească trustului OTV suma de 30.000 de euro pentru a interzice apariția la OTV a lui Năstase Cătălin. Dar cine este Dorin Cocoș? Poate vă întrebați. Vă spunem noi. Este omul trimis la înaintare de domnul președinte Traian Băsescu să trateze cu Dan Diaconescu falsa sa arestare și formarea Partidului Poporului. Deci, revenind, domnul Puzrea a plătit Diani Voiculescu, directorului din umbră al OTV, suma de 30.000 de euro pentru a interzice pe post apariția domnului Năstase Cătălin și relatarea hoțiilor lui Puzdrea Dumitru. Acești bani au fost dați fără chitanță, bani negri, așa cum procedează de obicei Diana Voiculescu împreună cu Dan Diaconescu, luând bani prin șantaj, excrocherii și șpăgi imense de zeci și sute de mii de euro. Cea care a intermediat această convenție între Puzdrea Dumitru și OTV a fost realizatoarea Mariana Lia, o altă persoană alături de Doru Iuga, Doru Pârv, Mirela Ceanu, Mihaela Moise, care erau oamenii de încredere a lui Dan Diaconescu și a Dianei Voiculescu, cei care colectau șpăgi pretinse de diverse persoane ce apăreau la emisiunile de la OTV și DDTV. Pentru a întări cele spuse de noi, vă amintim faptul că la începutul lunii septembrie 2011, într-o dimineață, la ora 5, Diana Voiculescu a fost jefuită, furându-i se geanta în care avea 8.000 de euro, 20.000 lei noi, un telefon mobil de ultimă generație, toate în valoare totală de aproximativ 15.000 de euro. Diana Voiculescu era împreună cu Dan Diaconescu și tocmai se întorceau de la muncă, de la OTV. Cum vă explicați că aceștia aveau la dânsii, la ora 5 dimineața, o asemenea sumă de bani cash? Vă spunem noi, erau bani acumulați din șpăci doar din acea seară. Vedeți cum se fac banii la noi în România? Vedeți cum se fac emisiunile la noi în România? Rușine, domnule Dan Diaconescu! Rușine, doamna Diana Voiculescu! Rușine, domnule Puzdrea! Rușine! Dar domnul Puzdrea nu a dorit să accepte o confruntare directă cu domnul Năstase, nici măcar prin telefon. Spre deosebire de domnul Năstase, care de fiecare dată a cerut o confruntare directă, a avut invitați și din partea adversă, din partea domnului Puzdrea, exemplu domnul Mangu, fost consilier al lui Puzdrea. În fiecare emisiune s-a dorit legături în direct telefonice cu domnul Puzdrea, dar nu s-a reușit. Domnul Puzdrea nu dorea să facă nicio declarație. Așa a procedat domnul Puzdrea. A plătit să apară ultimul pe post, să răspundă acuzațiilor făcute, fără să aibă pe cineva care să-l contrazică, pentru a avea ultimul cuvânt și pentru a crea falsa impresie că el are dreptate. A interzis apoi realizarea oricărei emisiuni în care domnul Năstase să fie invitat sau să se discute despre cazul de la Flora. Rușine, domnule Puzdrea! Rușine! Până la episodul următor, nu uitați să vă cereți dreptatea! Vrem dreptate!